Bună, bine v-am găsit la un nou episod din Roblox, te mai Cipriano cu Max. Salut! Și iată ne oameni buni într-un nou episod super tare pentru voi, pentru că astăzi trebuie să construim o barcă pentru a supraviețui și pentru a reuși să avansăm cât mai departe pentru a câștiga comoara. Deci, practic, noi vom atinge ceva obstacole și va trebui să avem o barcă cât mai bună construită. Da. Și va trebui să vedem cât de departe ajungem. Deci cam asta e ideea jocului. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Pisică, eu zic la episodul de astăzi. Așa. Să strângem peste 10 like-uri. Ce părere ai? O părere foarte bună, 10 like-uri, perfect. Hai să vedem dacă reușim să strângem peste 10 like-uri. Rapid, rapid de tot, apăsați pe butonașul de like să le strângem și hai să începem episodul. Pisică, eu nu știu că pot să construiesc cu tine, chiar nu știu. Păi ia vezi. Nu știu de unde se construiește. Ia. Plus, eu sunt pe timp cu tine, dar nu cred că pot să construiesc cu tine. Crezi că nu poți? A, sau ba da pot, uite. Poți? Ba da pot. Da, dar nu știu cum vrei tu să construiești. E, las că fac eu acum și după faci tu barca următoare. Ok. Ia să vedem. Vezi că ai și sticlă pe care poți construi. Upsi, stai că am pus greșit cubul aici. Dacă vrei, pun eu niște... Uite. Așa, așa, și așa. Asta e geamul bărcii, cum ar veni, vezi? Trebuie să pun și loc. Nu pot să mai pun unul? Ba da, ar trebui să poți. Ia stai. Aici lângă nu pot. Mi-arată cu roșu. Da, bagă, ia stai. Șterge de aici, șterge două așa. Uite, pun și aici. Fii atent că mai pun eu aici niște wooden blocks. Așa. Perfect. Hai să punem de asta, cum zice. Aoleu, nu mai am gold. Stai o secundă. Cred că să cumpăr niște gold. Așa? Și uite, o să pun sticle de jur împrejur. Ia. Ce este ăla cu săgeată? Nu știu, pun și eu acolo. Așa. Și uite, stai așa, pisică, pentru că, na, poate să ai nevoie la baie. Da? A, pui și WC, ok. Am vrut să spun WC, dar nu mă lasă să-l pun, dar nu știu de ce. Da, așa că vedem noi. Uite, îl punem aici în spate. Ba nu mă lasă. A, nu, trebuie să dai join la grupul lor ca să poți okay. Să... Asta cu butonul de like. Asta cu butonul de like trebuie să fii în grupul lor ca să poți să dai. Am înțeles. A, da, eu acum am văzut că are buton de like. Tu ai pus rockets? Alea sunt rachete la spate sau? Nu, control, nu control. Iată de pisică, am o idee. A, lol, ți-a venit și ție aceeași idee. Exact asta, aveam cu rampă în față. Ia, asta era ideea. Ia, să punem și luminițe, așa. Ia uite ce frumoasă o facem. Lul! Uite așa. Da, bine, ideea e că nu acum suntem la început și atunci nu o să avem cea mai wow barcă, dar... Normal, face și noi așa. Hai, stai așa să ne... Stai să o putem colora. Să ne punem pe scaune înainte să dăm launch. A, uite ce drăguț. O face și roz. Drăguț. O face roz. Așa, mergem un pic albastru. Vreau să știu dacă ați apăsat pe butonașul de like, asta vreau să știu. Ați apăsat? Da, pentru că capitan. Dacă vă place jocul acesta, mai facem episoade. Ia, dar nu poți să ai sit încă, sau poți? Poți, cum să nu? Gata? Gata. Și mă dai launch boat. Hai. Gata. Ia uite-ne. Ia. Ia să vedem dacă vom reuși. Ia ce boarcă și-a făcut. Ia uite. Doamne. Bă, vine unul în spatele nostru cu mai blocul. Îl văd. Nu, ăsta și-a făcut bloc. Wow, ce bărci. Uite-l pe ăla ce barcă are. What? Da, am văzut. Ce barcă e? Nici nu ți-ai pus scaune. Nu. Dar poate e da, o tactică. Obstacole și ce obstacole întâmpinăm ne va distruge barca, gen... Puțin da, câte puțin. Rămânem fără... Și vom începe să pierdem genul de asta din ea. Blocuri. Uh-huh. Și va trebui să vedem cât de departe putem să ajungem. Bărcuța asta este destul de din drăguță. Dreapta e comoara. Aici. Deci am ajuns la prima zonă. Opa. Suntem destul de bine, aș putea spune, pentru da, moment. Da, rezistăm destul de bine. Rezistăm cu blocurile astea, însă... Bă, dar ăla din spate e cel mai avantajat? Păi nu știu... Noi curățăm drumul pentru el sau ce suntem noi? Nu știu, poate și el vede... Zici că și el vede da. Blocurile și le ia și el, eu nu cred. Da, sau nu cred știu. Că da. Nu, că el nici nu se oprește, deci nu vede blocurile. Uite, el se lovește de noi, deci nu, noi curățăm drumul pentru el, glumești. Bă, ni s-au dus din blocuri, avem un bloc lipsă pe laterală, avem câteva eu blocuri lipsă. Eu suntem la școală. Oh, suntem una de școală, ok. Ok. Oh, dar e destul de complicat aici, încep să sară blocuri din noi. Ia du-te mă băiete tu în față. E fată, cred că e fată. E fată? Da, e aici. A, o văd.
Ba da, o văd acum. Uite cum stă sus acolo, interesantă ideea. E interesantă să încercăm să facem și noi turnuleț. Da. Că gen, dacă se duce partea de jos, noi încă mai suntem sus. Da, exact, asta e o idee bună. Vezi că pare destul de instabilă, pentru că dacă stai să te gândești, se poate răsturna. Și știu. Atunci se duce cu capul în apă. Ia, uite, asta ce este? Ai, ce știi? Asta la stadion. Da, exact. Bă, dar cât de șmecher e jocul ăsta, glumești? E foarte drăguț, e foarte drăguț, dar nu știu. Bă, exact dacă șmecher. Avem sunet sau nu avem sunet. A, da, eu sunt pe 10, dar nu avem sunet la joc. Nu avem sunet, am dat și eu sunetul tare și nu avem niciun sunet. Nu avem niciun sunet la joc. Opa. Bă, uite bă că aproape a ajuns la mine. Da, este că mă uit de curiozitate, ia. Da, măi, da, noi am dat cale liberă. A, ce țeacă ne-am luat. Așa, du-te înainte. Păi distruge chestiile în fața noastră. A, ia, păi ți-am zis, uite că se răstoarnă. Ce ți-am zis? Da, uite ce că încă rezistă, încă rezistă. E o tactică rezistă, bună. Rezistă, dar dacă se duce gen pe zona aia. Ceva cu mori, cu insula piraților. Pirați? Da. Bă, noi am rezistat destul de eroic. Suntem aș putea bine spune. E bună, deci destul de eroic am rezistat. Și unde suntem noi? Bă, suntem, ia uite, că suntem destul de departe. Da, suntem aici. Noi suntem aici cu fata asta. Ce ăsta, la circ? De ce drăguț. Ok, interesant. Ok. Ușurel. Na, da, problema este că începe să se strice din ce în ce mai mult din el, știi? Da. Și, na, nu știu ce să zic acum. Ok, mamă, nu-i bine. Poate mi se strică scaunelul. Păi, la tine în față e cam nasol. Eu aș zice să vin aici în spate. Nu, capitanul, nu! Nu trebuia să apeși pe space. Așa, gata, ușor. Pune-te! Nu! A rămas fără capitanul care a făcut uf! Am vrut să mă dau de pe scaun, că am zis să stai tu acolo, pentru că n-am... Nu, am făcut și eu uf. Mi s-a distrus scaunul. You passed 6 zones. Deci am trecut de 6 bine, zone. Sunt bine! Mamă, am făcut bănuți o grămadă. Atât de simplă și a rezistat 6 zone. Aș spune că e bine, e bine. De barcă, însă... Da, hai să încercăm și noi să facem așa, gen... Să facem turnulet. Turn, exact. Dar uite, am și old metal. Cred că e mai bun decât lemn. Cred că lemnul e foarte, foarte slab. Da, dar o să punem ca protecție, zic. Că e mai scump. Fii atentă că fac eu protecție, bine? Ok. Deci eu mă ocup de zona de protecție de jur împrejur. Și tu să faci așa. Un turnuleț puțin. Ok. Bănuiesc că ne putem urca, nu? Ne teleportează direct sus unde este, mă gândesc. Ok. Dar totuși nouă, de ce nu ne rămâne barca după ce... Ar trebui să ne rămână barca, cred. Barca? Pa da, să rămâne, capitan. Barca veche unde? Păi barca veche poți să o dai să reapară dacă vrei. A, ți-o poți să respona? Da, normal. Ei, trebuia să fie responat, să ne folosim de blocurile de acolo. Păi, că... da, oricum nu. Da. Titanium! Așa. Face cât mai rezistentă. Deci pun niște blocuri de titanium, de jur împrejur. O să mă coste o avere. N-are nimic. Dar, ideea care-i? După ce ai folosit toate blocurile, tu le ai în continuare, pentru că le poți scoate de pe barca veche să faci un concept nou de barcă. Știi că gen, blocurile nu-ți vor pleca vreodată din inventorii. Nu ai cum să le pierzi. Deci, normal că nu. Eu zic că e afacere destul de bună. Important e să facem baza cât mai mare, pentru că după asta o să se răstoarne. Că ai văzut că n-avea bază deloc și s-a răsturnat. Ai văzut și tu. Astea, ca să nu consum aiurea. Fata. Deci el s-a răsturnat, sau ea s-a răsturnat, mai bine zis, și nu e afacere. Uite așa. Ok, ia să vedem. Bă, deci alea pe care le-ai pus tu, cred că erau rachete, mă. Nu erau rachete, era e controlul. Era boat control. Da, ok, dar de ce nu punem noi niște rachete? Ia să văd. Ia să cumpărăm noi niște cristale. Cumpărăm niște cristale. Cred mă, că mai turetă! Atât e suficient, mă gândesc. Așa. Pisică, eu am cumpărat 15.000 de gold și voi face cea mai șmecheră barcă aici. Bravo, capitanul. Stai așa. Ce putem jucăm împreună? Asta mi se pare tare. Da, că suntem în echipă. Da, care-i fața și care-i spatele? Ca să știu și eu. Îți arată undeva care-i fața și spatele la barca asta? Nu. Așa. Stai așa, că mai am ceva de făcut aici. Ok. Nu e bine aici. Așa, punem aici.
Închidem chestia asta, că n-are rost. Așa. Facem aici. Ce-i ușa aia? Da, am pus o ușă așa de design. Da, dar e nu... ușa la vrăjeală, că nu, de fapt nu da. E. Păi turnul trebuie să fii cu o ușă acolo. Așa. Și mai avem pe aici, nu. Aici ăsta. Aici și aici. Ok, suntem împreună aici. Bun. Ia. Nu, ăsta n-avem de ce să-l punem. Deși, stai să mă gândesc la un design. Așa. Trebuie să facem barca să fie genială. Bă, dar trebuie să avem și noi niște sticlă, cred. Vezi că avem sticlă. Eu m-am pus mega tureți de alea scumpe rău de tot. Cheltuim toți banii, capitanul! Ia, stai să văd. Ia, stai o secundă. Cum pun spike? Pot să pun spike-uri, dar cum le pun să, gen, să fie îndreptate în partea cealaltă? Sau pot să le pun așa? Ce urățenie am făcut aici. Așa. Zici că nu contează cum ai făcut. Contează important că e să fie rezistentă. Asta e important. Important okay. E să pui locurile sus, gen scaunele. Le-am pus deja. Nu e urțene sus, poți să faci sticlă așa, și o să arate super mișto. Ok. Și facem așa. Ce-i vă? M-am băgat în nasele tale. A, poți să mori în spike-urile alea. Da, n-am știut. Nici n-am văzut. Ia ce barcă are ăla care trece. Am văzut. Ia uite-l, mă! Bă, glumești cu mine, uite ce drăguț și-a făcut. L-are direct vapor. Și ia, uite, priviți ce ne-am făcut noi aici, mare urățenie. Mă, lasă-mă că noi avem de-astea șmechere, blocuri șmechere. Da, o să reziste mai mult decât barca lui. Chiar sunt curioasă să văd cât o să reziste. Aici o să ai un singur loc prin care poți să intri în barcă. Gen, ăsta va fi locul prin care poți să intri în barcă. Stai să nu te atingi de asta. Nu mă ating. Vreau să mă deci asta o să fie singurul loc prin care urci în barcă, ok? Gen, aici n-o să ai spike-uri. Plastic? Nu, n-am nevoie. Să știi că ușa chiar e funcțională. Dacă o puneai gen înăuntru și înăuntru, chiar te puteai urca pe ușă. Dar cum te urci? Cum te urci tu, gen... Capitaniu. Să stai acolo. Păi facem așa, capitanul. A, uite, eu m-am urcat, gen, am sărit de pe turetă. Stai că vreau să pun aici niște astea. Am sărit de pe turetă. Rezistente. Da, bănuiesc că ai făcut un fel de platformă ca să se răstoarnă. Nu neapărat, capitanul, am făcut așa ca să mai, știi, că spune cuburile astea când te lovești de ceva, pacă... Da, dar ideea e că dacă se răsfoară, o să plicăm cu scaunele direct în apă. De-aia zic, mai bine îi fac aici un reinforce. Ia. Gen... Aolo, doamne, am crezut că fac mare, am crezut că fac mare săritură peste alea. Stai așa. Uite, vezi, fac un fel de bară de aia de protecție, cum au mașinile. Nu mă, cum arată, doamne ferește, genial minigame-ul. Chiar e șmecher, adică da, gen, să ai și creativitate cum de tu. Îți construiești cum vrei tu după imaginația ta ce și în funcție de ce ai construit, așa va merge exact. Treaba. Exact, mi se pare super tare. Încearcă să mai intri în scaun. Gata. Stai, nu-i da launch încă. Nu-i dau, cum să-i dau, te aștept pe tine, capitanul. Gata. Stai, mai avem ceva de pus pe aici? Nu, eu cred că dar okay. noi n-am pus de-asta de control. A, pune de-asta de control, stai. O să pui și de aici, între scuburi. Păi știu. Vrei rocket? Să-ți cumpăr rocket? Nu știu cum... Stai, pardon, am greșit. Așa. Rocket. Așa, dar nu știu așa. Cum dai rocket. Cum dai rocket? R. Doamne, cum arată la noi. Doamne, ferește. Ok. Uite cum arată. Cred că s-ar trebui să ajungă destul de departe, zic. Adică... Da, așa zic și eu. De acum, în primele secunde, bum, gata. Zici tu, nu cred. Nu știu, hai pe scaun să testăm asta. Ok, stai ca să stai să scot ăsta. Bine, trebuia să punem deja în prejur și control și tot, dar în fine. Dar nu mai am bani. Gata? Stai o secundă. Gata. Activate. Ia. Activate ce e asta? Cred că e gen rachetele. Da, cred că poți da în chestii. Dar nu da... Am făcut fizica. Capitanul. Am ajuns la final. Am ajuns la final. Minus Am ajuns la final. Am ajuns la final, da? Ok, bine. Bine, oficial am câștigat acest mini game. Aplauze. Aplauze. Barca noastră oficial nu mai este o barcă. Păi, bune, că ai zis că ți-o dă mereu înapoi, gen. Păi, dar ți-o dă mereu înapoi, dar nu știu ce s-a întâmplat.
Ia stai, de unde ți-o spuneți? De unde spuneți? Păi a dispărut, era o barcă aici. Apăsai pe E, dar aparent dacă o ai aici, dispare barca asta. Hai, dă-i launchboat, dă-i launchboat. Uite, deci practic barca noastră nu e barcă în situația de față. Da, nu știu. Dar vreau să văd cum ajung în zone și astea. Dar întrebarea mea este, noi am făcut o grămadă de bani acum? Cred că da, dar gen, de ce? De ce am putut să facem asta? Nu știu. Stai, lasă-mă pe mine, dar eu nu văd, eu nu văd ăla cu barca. Uite aici, capitanul, o vezi aici? Nu, doar tu o vezi, că cred că tu ești liderul echipei. Nu, tot așa. Bă, mi s-a stricat barca, bă. S-a stricat barca, hai că o facem repede înapoi, ia stai. Cum poți să o scoți? Stai. Păi nu, capitanul, gata. Păi de ce ai dat launch? Păi de ce rost avea? Nu mai au blocurile înapoi totuși, că am dat bombele. Păi nu ți le dă înapoi? Nu ai bani? Păi n-ai bani? Ai o grămadă de bani, capitanul. Ia, stai să văd. Ai o grămadă de bani. Nu știam că dacă apăs pe rachete mă zboară în infinit. Doamne, ferește. Adică... Bine, nici eu nu mă așteptam la asta. Ok. Bun, fă-i din nou... Fii atentă, pisică. De data asta o să facem doar cu... Metal? Doar cu materiale de top, ok? Deci doar cu materiale de top. Ok. Vreau să facem în primul rând... avem o grămadă de bănuți aici. Facem cu titanium. Ok, deci o să fie din titanium. Bun, gata, facem barca bogătașilor. Barca bogătașilor, dar o facem destul de, cum să zic eu ție, destul de micuță. Ia, așa. Dar totuși platforma să fie mare. Am înțeles. O să bag eu Robux dacă mai e nevoie. Lasă-mă pe mine să fac o gălăgie de bani aici. Stai să fac eu baza, ok? Fac eu baza. Da. Uite și băgăm și un gold așa frumos, știi? Dar te las pe tine să termini platforma. Trebuie să facem platforma mai întâi. Uite, dacă vrei poți să pui gold blocuri. Păi acum. Da, vreau să pun, da. Las că pun eu, cheltui eu banii. Pune gold blocurile. Și pe asta o ridicăm în sus din titanium. Ok. Mamă. Okay. Fii atentă că o facem imediat. Da, n-am știut că... Blocuri de top. Rachete și să duce bombă. Mi-a plăcut, sincer, mi-a plăcut. Da, aparent noi am ajuns gen la final, dar fără să vedem finalul, cum ar veni, adică gen... Da. Zici că mi-a băgat hack ceva, nu știu. Da, exact. Nu știu exact cum am putut să fac, dar am făcut. Gold am pus, ăsta e cu, dar nu știu, am 15... Deci trebuie să nu mai punem de-alea, clar. Nu, lasă că nu bag de ăsta, că nu, cine știe ce se mai întâmplă. Turetele le punem. Ok. Nu știu deci unde le punem noi scaunele. Scaunele o să le punem înăuntru, dar stai că facem turnuleț. Ok. Păi stai că bun, să știu și dacă fac ceva sau nu. Păi... Mai pun de ăsta? Sus o să trebuiască. Ce să mai pui? Titanium. Un strat? Da. Da, poți să mai pui un strat dacă vrei. Ok. Dar poți să pui, fii atentă, aici poți să mai mărești un strat. Nu mai am bani, gata, nu mai am bani. Gata, s-au dus banii, gata, adio. Pisică, dar să știi că poți să dai Robux. Sau nu mai ai Robux. Uite acolo pe store și ai să vezi că gen, poți să-ți bagi Robux și să-ți iei o grămadă. Interesant. Așa am făcut. Nu știam. Wow, poți să bagi Robux și... Roblox. Ce? Nimic, nu prea mai am banii, cam sicită la mine. Ok, nicio problemă, okay. Că uite, asta e problema, dar am luat. Am mai avut ceva, știi, și de-aia n-am... Hai că fac eu. Ce e asta? Ai zis că arată mai bine. Hai, decât înainte, e cărămidă. Drăguț. Da, cred că o să fie și mai rezistentă. Oricum. Hai să le punem dacă tot le am. Da, bine, poți să le pui. Trebuie să pui scaunele. Atât. Fă platformă sus, pune scaunele. Imediat. Asta titanium, punem aici, închidem aici. Așa. Doar să sar peste spike-uri, să ce aminte că trebuie să sar peste ele. Cu una, două scaune. Și băgăm totul. Îmi place că totuși că se construiește repede, adică nu stai mult. Da, știu, nu stai foarte mult, exact. Titanium. Ok, trebuie să scoatem niște spike-uri, că nici nu poți să treci măcar. Ok. Acolo să fie niște spike-uri scoase. Barca bogătașilor. Barca bogătașilor. Așa. Ia să vedem unde ajungem. Uite, a făcut barca bogătașilor. Așa. Bun. Glass. Hai să mai pun un strat. Ziceam să mai pun un strat, da, și după pune tu ăsta ca o cutie. Aha, asta vreau. Ia vezi. Problema e că îți vreau să facem niște scări, ia stai o secundă.
Păi nu te poți teleporta direct? Te poți teleporta? Eu asta zic, că te poți intra direct acolo. Păi nu știu, cum faci? Cum? A, așa, vedem. Pe site. Oh, da, îți apare butonul de site automat. Lasă, ia stai. Așa. Ok. Stai, pisică, că... Da, vrei să acoperi? Da, de ce nu? Ok. Să fim protejați 100%. A, nu prea văd sticla asta. Asta fac eu, fac eu. Ia. Tu doar să-i dai pe sit, să-i dai sit. Acum. Ca să pornim. Și a, pune controlul, pune controlul. A. Da? Foarte interesant. Capitan, vezi că ți-am luat locul. Nu, a, tu nu erai, te urcați pe el. Ok. Așa, și acum băgăm controlul. Da, blocuri de control avem nevoie. Blocuri de control aici, aici. Nasol cu sticla că abia să vede unde pui, adică... Știu. Gata, eu zic că e bine. Avem... Păi da, cum să nu? Avem ce trebuie. Ok. Blocuri de control. Bă, nu știa că trebuie să pui atât. Gen, atât? Într-o parte și în alta de învârtit, nu? Adică gen... Pui toate direcțiile? Nu știu. Păi nu știu, habar n-am. Hai, de să-i dăm așa, drum. Lasă așa, stai că te-o sit și dăm launch. Gata? Dai hai. Launch. Da. Hai, hai să vedem. Ha, trebuie să meargă barca asta. Avem și turete, avem tot ce avem trebuie. Avem de adică... toate, hai să vedem care este trebușoara. Hai, trebuie să reușim. Bă, dar a fost nasol, mă, cum s-a... Bine, ce-i drept, a fost interesant totuși că am ajuns da, până la final într-o până... secundă. Exact. Adică nu cred că trebuia să se întâmple chestia asta în principiu. Nu, dar... Ori am pus prea multe rachete? Cred că da, am pus prea multe rachete. Eu cred că trebuie un singur bloc de control, sincer. Da, poate, orice cred e posibil. Trebuie un singur bloc de control... Și un singur... Bă, trage în pietre tureta! Genial! Deci nu atingem pietrele, vai, măcar. Super! Da, dar vezi că mi s-au stricat. Aia din față s-a stricat destul de mult, vezi? Da. Gen se consumă. Dar, trebuia să le fi pus pe toate. Dar nu da, știam care-i față n-am și care-i știut. Ar fi fost bine dacă făceam asta și puneam toată partea aia. Poate să împărte și gen o să tragă și ala din laterală. Deci una din laterală deja văd că a tras puțin. Da. Că mai mult s-a consumat aia din față. Bă, totuși, gândește că nu ne-am atins aproape de nimic până acum. Da. Nici nu cred că m-a atins ceva. În cauza că turetele au distrus tot. Uh-huh. Super! E bine, e bine. Totuși o să ne se strice tureta din față, s-a dus deja. S-a dus. Hai că văd că mai trag alea din laterale, ceea ce e bine. Yes. Doar una din laterale văd că da. Merge momentan. E nasol totuși că nu poți să controlezi ce distruge. Ea acum da. Distruge obiectele și din partea cealaltă. Ai fi, da, ar fi fost genial dacă dădeai așa cu nimic, că noi nu trecem pe acolo. Da, era bine dacă ne întorceam, știi, și văd că și asta... Dar tu ai control la barcă cumva, nu? Gen, ai control sau n-ai? Nu prea, adică a fost... Control ce fac? Degeaba? Da, nu știu, cred că nu le-am poziționat eu bine, nu știu, nu mă pricep. Nu ne pricepem nici noi, cred că voi v-ați jucat mai mult și știți, dacă știți, ne ajutați și pe noi. Cum e cu blocurile de control, ce trebuie să faci? Ți s-a distrus? Uite, mă, merge și tureta aia. Totuși tureta din spate nu o să ne ajute deloc. Da, uite că a tras și ea, să știi, uite că și-a luat puțin damage. Da, da, da. Da. A început să tragă. Problema e că ea cred că trage când vede obiectele și când... Sau... Da, nu știu. Când vede obiectele că trag de ea. Da, că trag de ea, exact. Adică... Ba nu, vezi că trage în față. Vezi că trage și ea în față. Păi nu, asta din lateral trage. Ba da. Nu, și aia din spate trage, că mă uit eu la ea. Ok. Deci sunt foarte folositoare turetele. Hai că a fost o idee bună să le luăm. Uh-huh. Deși turetele, să știi că sunt destul de scumpe. Deci te costă în primul rând goldul pe care trebuie să-l plasezi. Și te costă per fiecare turetă 250 de Robux. Deci, destul de scumpe, dar și fac treaba. Uh-huh. Adică chiar sunt chiar, mulțumit de... Da, dacă le punem noi în fața aici, super. Da, dar nu știi care-i fața, că unde zice care-i da, fața? Da, nu zice care-i fața, că uneori se poate întoarce. Sau poate gen cum stă ea așa și gen spre apă, aia-i fața. Asta mă gândesc. Poate, nu știu ce să zic. Deci am suntem la circ. Da, suntem la circ. După cum se pot observa, și am ajuns la circ. Și mai avem foarte puțin și ajungem la Marea Comoară de aici. Bă, eu sper să ajungem, că na. Și eu sper. Dar turetele noastre în... Au început să se cam strice, să zic așa. Da. E de ajuns, cred că ajungem, poate. Nu știu ce să zic. Unde suntem aici? Ce? Cred că este în corabie. A, într-o corabie, da. Da. Ați s-a dus tureta aia. Mai avem una singură care una o să singură, tragă în da. Continuare. Deci nu contează cum pui turetele, aparent tot funcționează. Dar după okay. ce o să lucră tureta asta pisică, o să ne bazăm strict pe ce blocuri păi are barca. Păi oricum mai avem puțin și ajungem. Și dacă ne-am bazat pe blocurile bărcii, eu zic că barca noastră are blocuri premium. Adică ar da. Trebui să reziste. Da. Ar trebui să reziste. Asta zic și eu. Ia. Mamă, ce e aici? Wow, nu-mi dau seama.
copaci stricați pe aici. Da, nu știu. Mlaștină, cred că ceva. Probabil. Pare a fi așa, îți dă un vibe așa de mlaștină. Mai are foarte puțin tureta și se duce. Mai are puțin, deci o să ne bazăm foarte curând pe vaporul nostru. Gata. Uh-huh. Și că pregătește-te de răsturnare. Sper că nu. Ok. Dar, okay, e bine că am pus și asta în față. Uite, blocurile... Oh, ok, ok. Bă, trecem de asta sau se răstoarnă? Sper că nu trecem, știu, că e cam ciudată intrarea asta. Hai că trecem. Ia, ia. Ia. Unde suntem? Ce sunt? Oh my Opa! God, ce e aici? Mamă. Da, sunt din ce în ce mai rezistente obstacolele. Oh my God, da. Aici cred că nu o să trecem, sincer să fiu. Foarte greu, foarte greu. Pentru că uite-te cât de complicat e, gen, să distrugă. Deci ca să distrugă, ți se duc o grămadă din blocuri. Tiu. Oricum, goldul și cu titanimul ar trebui să fie cele mai rezistente. Da. Deci noi ar trebui să fim super protejați aici sus. Dar, da. Doamne, am așa mari emoții. Da, nu știu ce să zic, ce se întâmplă. Apar, nu. Practic, noi am ajuns la comoară aici. Dacă s-ar răsturna, atunci am avea probleme grave. Da, dar nu, e destul de stabilă. Da, pentru că am făcut platforma mare, dar să știi că totuși s-a micșorat platforma și s-ar putea, uite, începe să se răstoarne. Mai avem foarte puțin. Hai că să aduci pe partea cealaltă puțin. E bine, e bine, no, bine. A ajuns la stratul de gold. Cum goldul cred că e mai rezistent. Da, este, este. Ia, avem comoara aici. Pisică. Hai. Cred că ajungem la comoară. Ia. Cred că se lăguiește. Aoleu, ce-s astea? Ce-s astea? Unde-i comoara, gen? Nu știu, mai în față. Cred că o văd, cred că e asta de aici. Văd, dar... Mamă... Pisică, o să avem o căzătură mare aici. Știu. Ține-te bine, da? Da, sunt bine, să n-apeși pe space. Să nu sar din scaun. Nu. Hai. Să n-apeși space. Nu. Wow, aleu! Wow, a rezistat! Wow! Yay! Mamă, cum a fost asta? Bă, se distruge! E bine? E bine, mă, e fugi, bine. Fugi. E bine. Wow! Yay! Hai că am reușit să luăm comoara. Ia, uite aici e comoara. Și acum are țeacă. Ia, a reușit? Yay! And zones. Mamă, ce... Uite la ce bărcări. Uite ce drăguț și-a făcut. Da, foarte tare. 10 zone. Foarte tare acest minigame. Mă bucur că am reușit și eu să ajung la comoară, că eram foarte curioasă să văd și eu cum arată acolo. Dacă v-a plăcut, nu uita să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa! Pa, pa!